Brocoli este o legumă care face parte din familia cruciferelor, bogată în antioxidanți, vitamine și săruri minerale, dar săracă în calorii. Află de ce este recomandat să introduci în alimentație și consumul de brocoli și care sunt cele mai bune rețete pe care le poți încerca acasă. Brocoli este leguma din familia cruciferelor, din care fac parte și legume precum varza, conopida, ridichile sau gulia, bogată în glucide, calciu, magneziu, zinc și potasiu. Este leguma care poate fi consumată verde atât în stare crudă cât și gătită și care oferă organismului o mulțime de beneficii. Leguma are un conținut ridicat de carbohidrați care sunt formați în principal din fibre, zaharuri precum fructoza, glucoză și zaharoză, dar și cantități mici de lactoză și maltoză. Leguma verde are un conținut bogat de vitamine și minerale precum beta-caroten, luteină, vitamina A și C, complex de vitamina B, calciu, magneziu, fier, zinc, fosfor și potasiu. Modalitatea de preparare a legumei poate influența în mod direct cantitatea și tipul de nutrienți pe care îi obții dintr-o porție de brocoli. Toate cele trei variante, atât crud cât și gătit la abur sau fiert, sunt sănătoase, însă gătirea legumei poate reduce cantitatea de vitamina C pe care o conține, cât și nivelul proteinelor solubile.